Bună seara, bun găsit la jurnalul Gorj TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Complexul energetic Oltenia a primit mai multe solicitări de disponibilizări colective decât numărul prevăzut în planul de concediere. Despre câți angajați este vorba, vă spunem imediat. De pompieri se luptă să stingă flăcările ce au cuprins o pădure. Unde s-a întâmplat totul, vă spunem în doar câteva momente. Zi îngrozitoare au avut parte angajații de la Salubritate. Cu ce s-au luptat aceștia, vă spunem la știrile Gorj TV. Complexul energetic Oltenia a primit mai multe solicitări de disponibilizări colective decât numărul prevăzut în planul de concediere. Acționarii CEO au aprobat un plan de 200 de disponibilizări colective în 2018, astfel că în câteva zile salariații vor intra în preaviz. 200 de angajați ai complexului energetic Oltenia, care mai au un an sau doi până la pensie, suferă de boli grave sau fac parte din personalul TESA, vor intra în preaviz în câteva zile. Dacă inițial se dorea plecarea a 740 de salariați, acționarii CEO au aprobat un plan de doar 200 de disponibilizări colective în 2018, astfel că doar 200 de mineri și energeticieni vor părăsi CEO începând cu 1 iunie. Conform contractului colectiv de muncă, negociere între părți, sindicate, administrație, s-a hotărât 200 de angajări prin niște criterii. Personalul TESA, personalul cu boli grave și incurabile și, dacă nu se încadrează cei 200, ceilalți care se încadrează la prepensionare în perioadă de 24 de luni, de 2 ani. Cu programul de restructurare? Da, programul de restructurare. Deci, asta, am altul punct de vedere, nu am decât acesta, prin care au fost criterii stabilite de părți, sindicate, administrație și cu nu știu ce dată va intra în vigoare prin acest program, după câte am înțeles, cu 1 iunie, dacă nu vor fi disponibilizați. 200 de angajați. 200 de angajați, da. Pentru cele 200 de locuri de pe listele de concedieri colective au fost depuse 376 de cereri. Șefii complexului vor trebui să renunțe la unele dintre cereri, deși dorința angajaților este de a pleca. Disponibilizații vor beneficia de compensații financiare. Este vorba de 4 salarii compensatorii plătite de către CEO. Acest lucru echivalează cu 10.000 de lei net de persoană. În plus, aceștia vor încasa din partea statului în baza OUG36 un venit de completare în quantum de 2.500 de lei. La suma aceasta se va adăuga în primul an și indemnizația de șomaj plătită de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, dar și serviciile de preconcediere. Terasele cu mici și bere au fost luate cu asalt de gorjenii veniți la iarbă verde să își potolească setea sau foamea. Copiii nu au fost uitați nici ei, având în vedere că în zonă a fost instalat și un parc de distracții. Însă, pentru a beneficia de aceste lucruri, șoferii s-au înarmat cu multă răbdare, iar nervii au fost întinși la maxim. Aceștia au fost nevoiți să aștepte 10 de minute în trafic pentru a putea ajunge în Dumbrava de la Drăgoieni. Cozile interminabile ce s-au format aseară pe drumul spre Drăgoieni au pus la grea încercare nervii șoferilor, principalul motiv fiind afluxul ridicat de autoturisme cauzat de sărbătoarea de 1 mai. Consilierul local al municipiului Târgu Jiu Ion Săvoiu de la PMP a postat un filmuleț pe Facebook cu privire la modul în care s-a desfășurat traficul în acea zonă. Acesta a făcut și unele comentarii cu privire la această situație, însă ironizând. Trecem și noi! Mulțumim Poliției Române! Spectacol, spectacol la Târgu Jiu. Eu am visat să fie un loc cu lumea se oprește și nu mai pleacă, dar cred că nici urmă nu mai rămâne aici. Numai puțin de 150 de comercianți s-au aflat în spațiul special amenajat pentru distracție. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu au fost și ei prezenți la datorie în Dumbrava de la Drăgoieni, alături de polițiștii locali, dar și de angajații edilitara.
Parcul Național Domogled din Caraș-Severin arde de mai bine de 5 zile, iar pompierii gorjeni s-au mobilizat și au sărit în sprijinul forțelor de ordine din județul învecinat. Hectare întregi ard fără oprire, iar elicopterele ce au venit în ajutor nu reușesc să stingă flăcările. Numai puțin de 17 pompieri din cadrul ISU Gorj se luptă umăr la umăr cu colegii din Caraș-Severin. 3 hectare de pădure au fost cuprinse de flăcări în județul Caraș-Severin, în Parcul Național Domogled. Circa 140 de pompieri se luptă de zile întregi pentru a stinge flăcările violente. În urma incendiului de vegetație izbucnit în data de 27 aprilie 2018 în zona orașului Băile Herculane, în Parcul Național Domogled, s-a luat măsura ca 17 cadre militare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj să fie trimise în sprijinul pompierilor din județul Caraș-Severin. Intervenția este foarte dificilă din cauza zonei greu accesibile. Din informațiile pe care le dețin, incendiul se manifesta pe o suprafață mare și în zone greu accesibile pentru salvatori. Peste 130 de pompieri și lucrătorii silvici au intervenit zilnic pentru localizarea incendiului, în sprijinul lor fiind trimise și 2 elicoptere care au aruncat de mai multe ori apă în zonă. În prezent, incendiul este localizat, însă salvatorii vor rămâne în zonă până când se vor asigura că incendiul este și lichidat. Incendiul a izbucnit vineri 27 aprilie, iar cel care a anunțat autoritățile a fost chiar un turist aflat în acea zonă. Zona cu pricina se află la o altitudine de 1100 de metri și la o distanță de aproximativ 25 de kilometri față de Băile Herculane. Gorjenii care s-au distrat de Ziua Internațională a Muncii în Dumbrava de la Drăgoieni au lăsat în urma lor tone de gunoaie. Ziua de 2 mai este considerată una dintre cele mai grele zile din an pentru muncitorii de la salubritate chemați în pădurea de la Drăgoieni pentru a face curat după petrecăreți. Imaginea pădurii de la Drăgoieni este una desprinsă din filmele de groază. Tone de gunoi stau împrăștiate pe iarbă, asta după ce gorjenii s-au chefuit până târziu în noapte. Angajații edilitara publică au mers încă de la primele ore ale dimineții pentru a strânge resturile menajere aruncate la voia întâmplării de petrecăreții, dar și de comercianți. Angajații societății din gara publică s-au deplasat în zona pădurii de la Drăgoieni, unde ieri a avut loc sărbătoarea câmpănească organizată cu prilejul zilei de 1 mai. Ei se ocupă de igienizarea zonei în care ieri s-au desfășurat toate evenimentele. În fiecare an sunt aproximativ 15 tone de gunoi. Societățile comerciale care și-au desfășurat activitatea acolo au avut contract cu societatea Polari și fiecare dintre societăți a avut o pudelă care a adunat resturile menajere. Gorjenii au dat vina pe lipsa coșurilor de gunoi și a locurilor special amenajate. Circa 15 tone de gunoi au fost ridicate de angajații de la salubritate. Micuții fotbaliști de la Pandurii Târgu Jiu se antrenează în condiții greu de imaginat. Copiii aleargă zilnic printre gunoaie, deoarece la Târgu Jiu nu mai există un teren pe care cei mici să se poată antrena, asta după ce terenul cu gazon sintetic a fost dezafectat. Cel care a postat imaginile pe Facebook a fost Constantin Andriucă, care își arată nemulțumirea, dar și modul în care cei mici se antrenează printre bolovani și gunoaie. Antrenamente printre bolovani, mormane de gunoaie și moluz și mult praf. Unde ne sunt terenurile de fotbal? A postat Andriucă, antrenor la Pandurii. În prezent, în municipiul Târgu Jiu, niciun teren nu este disponibil pentru ca viitorii fotbaliști să se antreneze. Inspectorii ITM au depistat mai multe persoane care munceau la negru. Despre câți angajați și ce amenzi au primit angajatorii, aflați în doar câteva momente. Centrul de transfuzii din Târgu Jiu se confruntă cu o criză acută de sânge în ultima vreme. Numărul celor care donează este foarte scăzut, iar cazurile persoanelor ce au nevoie de sânge este în creștere. Vin să doneze doar aparținătorii care au rude grav bolnave, în timp ce spitalele sună disperate după sânge. De mai bine de o lună, centrul de transfuzii din Târgu Jiu se confruntă cu o criză acută de sânge. Deși au parte de multe beneficii, donatorii nu se înghesuie să doneze. După donare, aceștia vor obține o adeverință pentru o reducere de 50% la transportul în comun pentru 30 de zile. De altfel, angajații care donează beneficiază și de o zi liberă. Nu în ultimul rând, donatorii primesc și 7 bonuri de masă în valoare de 67 de lei și un set de analize gratuit.
De mai bine de o lună, oricum ne confruntăm cu un deficit major pe grupele A2, RH negativ, și B3, RH pozitiv. Aceste două grupe cu solicitări mari în ultima vreme și, din păcate, cu donatori extrem de puțini pe aceste grupe, au făcut să avem oarecare sincope în aprovizionarea unităților de transfuzie. De cele mai multe ori vin să doneze aparținătorii pacienților care au mare nevoie de transfuzii. Ați venit astăzi să donați? Da, pentru sora mea. A avut un accident, este în spital la Floreasca și trebuie sânge. Ați mai donat vreodată? Nu, n-am donat niciodată. N-am donat că mi-e cam frică. Dar totuși ați avut curajul? Nevoia te împinge. Donatorii trebuie să mănânce ceva ușor înainte de donare, astfel încât calitatea sângelui să nu fie afectată. De altfel, tot înainte de donare, ar trebui să se evite consumul de alcool sau mâncăruri grase. Drumarii încă intervin pe Transalpina, zăpada fiind chiar și de 2 metri pe unele tronsoane. Circulația rămâne închisă, deși unii șoferi au ignorat avertismentele drumarilor și au rămas pietoni. După ce Transalpina o să fie curățată, la fața locului se va deplasa o comisie care va decide deschiderea drumului Regelui. Atunci când vom considera că am eliberat toată zăpada din drum, se va deplasa o comisie de specialiști, de ingineri, de polițiști, de oameni care cunosc și știu ce înseamnă siguranța traficului și vom stabili deschiderea. Zilele trecute, 3 șoferi teribiliști au rămas fără permis în timp ce au intrat cu mașinile pe drumul închis. Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au depistat în perioada 23 aprilie-27 aprilie 2018 numai puțin de 46 de persoane care prestau muncă nedeclarată la mai mulți angajatori din județ, pentru 31 dintre acestea neexistând încheiat un contract individual de muncă. În cadrul controalelor efectuate de către inspectorii teritoriali de muncă în ultima săptămână au fost depistate 46 de persoane care munceau la negru. Aceștia au aplicat sancțiuni ce însumează 341.000 de lei, din care 320.000 de lei pentru muncă nedeclarată. 46 de persoane care prestau muncă nedeclarată, dintre care 31 fără contract individual de muncă, au fost descoperite săptămâna trecută de inspectorii de muncă în timpul mai multor acțiuni organizate în teritoriu. Sancțiunile aplicate de inspectorii de muncă cu atribuțiuni în domeniul relațiilor de muncă însumează 341.000 de lei. Pentru nerespectarea prevederilor legale în privința securității și sănătății în muncă, reprezentanții ITM au aplicat în aceeași perioadă sancțiuni de 35.000 de lei. De asemenea, pentru nerespectarea legislației securității și sănătății în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 35.000 de lei. Totodată, cu ocazia Zilei Internaționale a Securității și Sănătății în Muncă, angajatorii din domeniile de activitate unde există cele mai mari riscuri cu privire la accidentele de muncă și bolile profesionale au participat la o întâlnire de informare ce a avut loc la sediul instituției. Sute de gorjeni au ajuns la spital în mini-vacanța de 1 mai. Care a fost cauza, vă spunem după o pauză de publicitate. Am revenit la jurnal. Campania de recrutare a rezerviștilor voluntari continuă și în acest an. Început anul trecut, aceasta nu a avut prea mare succes, astfel că Ministerul Apărării Naționale a venit cu modificări atractive de angajare în aceste funcții declarate vacante. Responsabilii din armată au observat că oamenii nu se prea înghesuie să ocupe funcțiile de rezerviști voluntari din cauza unor condiții impuse de legislație, astfel că MAPN vine cu o serie de modificări atractive de angajare. MAPN a pregătit un proiect de lege pentru modificarea și complementarea legii numărul 270/2015 privind statutul rezerviștilor voluntari. Conform actului, cei care aplică pentru un post de rezervist voluntar vor beneficia de o remunerație de 3 ori mai mare decât cea prevăzută în prezent. MAPN pune la bătaie 3400 de posturi, dintre care aproximativ 380 pentru ofițeri, aproximativ 140 pentru maiștri militari, aproximativ 680 pentru subofițeri și peste 2200 pentru gradații și soldații rezerviști voluntari. Aceștia vor primi în cont 30% din solda unui militar aflat în serviciul permanent. Un soldat profesionist are un salariu lunar de 1857
de lei. Rezervistul voluntar va încasa după perioada de instrucție, când va sta acasă, 540 de lei. Pe același principiu, un subofițer rezervist voluntar va încasa 720 de lei, iar un locotenent colonel din categoria rezervist voluntar va avea un venit de aproape 1200 de lei. Cât timp este în programul de instruire, voluntarul primește soldă întreagă, la fel ca un militar profesionist, adică 1857 de lei în cazul unui soldat, 2400 de lei pentru un subofițer și 4000 de lei pentru un ofițer superior. Sute de persoane au ajuns la spital în mini-vacanța de 1 mai. Fie că au mâncat până n-au mai putut, fie că au băut peste măsură. Cei în cauză le-au dat de furcă medicilor de la urgențe. De asemenea, au crescut și cazurile de persoane agresate ori victime ale accidentelor rutiere. Peste 300 de gorjeni au fost preluați de salvare în mini-vacanța de 1 mai, fie că au mâncat sau băut peste măsură, fie că au suferit alte probleme de sănătate. Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Gorj au lucrat la foc automat în aceste zile, fiind solicitați la sute de cazuri. Numărul de intervenții în această perioadă s-a ridicat la 345 de solicitări, dintre care două intervenții ale elicopterului, un cărbunești, două infarturi, trei accidente rutiere, 14 transporturi, o agresiune și două stări de ebrietate. Medicii se așteaptă ca și în vacanța de Rusalii să ajungă la spital sute de pacienți, însă recomandă cetățenilor să fie cumpătați. Cosmin Popescu dă asigurări pentru primarii îngrijorați care rămân fără bani de salarii sau investiții că în luna iunie va fi făcută o rectificare bugetară. Președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu îi liniștește pe edilii îngrijorați. Acesta declară că în luna iunie va fi făcută o rectificare bugetară. El este sigur că vor veni bani de la guvern pentru asigurarea funcționării primăriilor, dar și pentru plata cofinanțărilor. Trebuie să așteptăm luna iunie. Codul fiscal spune că după 6 luni se face această rectificare și eu am speranță, pentru că și noi, Consiliul Județean, așteptăm această rectificare în vederea finanțării sau cofinanțării anumitor proiecte europene și naționale și de asemenea unor proiecte proprii. Cosmin Popescu speră ca anul acesta să obțină și cele 4,5 milioane de euro fonduri europene pentru reabilitarea termoenergetică a Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Primarul Marcel Romanescu îi dă replica viceprimarului Adrian Tudor după scandalul de săptămâna trecută din ședința de Consiliu Local. Acesta din urmă a cerut ca primăria Târgu Jiu să aibă birou de comunicare. Scandalul a pornit acum câteva zile când primarul Marcel Romanescu și viceprimarul Adrian Tudor s-au luat la harță din cauza unui producător de bere în ședința de Consiliu Local. Aleșii voiau să voteze pentru ca un singur producător să poată distribui băutura la zilele orașului și festivalul berii. Tot în ședință, viceprimarul PSD Adrian Tudor a cerut înlocuirea purtătorului de cuvânt al instituției și instituirea unui birou de presă. În replică la câteva zile după incident, primarul Marcel Romanescu a declarat că nu este necesară o astfel de structură. Primarul își stabilește exact prioritatea, mai ales pe aparatul din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu. Așa cum s-a procedat întotdeauna, primăria municipiului Târgu Jiu a avut un singur purtător de cuvânt. Purtător de cuvânt care de fiecare dată a fost angajat pe cabinetul primarului. Așa este prevăzut și în organigram. Din acest punct de vedere, purtătorul de cuvânt, indiferent cum se numește el, va rămâne pe cabinetul primarului pe perioada cât voi fi primar. Proiectul de hotărâre privind organigrama și înființarea unor noi posturi se poate iniția doar de către primar, așa cum stabilește legea. Scandalurile s-au ținut lanț la Consiliul Local Târgu Jiu, unde consilierii PSD au fost acuzați că au încercat în repetate rânduri să scoată de pe ordinea de zi proiectele primarului în funcție. Ziua Internațională a Muncii a venit cu ghinion pentru mulți dintre șoferii gorjeni. Peste 80 de permise de conducere au fost ridicate în mini-vacanța de 1 mai. De asemenea, polițiștii au intervenit la 187 de evenimente sesizate de cetățeni, aplicându-se circa 1200 de sancțiuni contravenționale în valoare de 420.000 de lei.
Gorjul a fost împânzit de polițiști în minivacanța de 1 mai. Numai puțin de 200 de oameni ai legii au fost la datorie cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Muncii pentru asigurarea liniștii și ordinei publice. În această perioadă, polițiștii au fost solicitați să intervină în 187 de cazuri, aplicând sancțiuni contravenționale în valoare de peste 400.000 de lei și au confiscat mai multe bunuri. În perioada 27 aprilie-1 mai anul curent, polițiștii au fost la datorie pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. În această perioadă, polițiștii au intervenit la 187 de evenimente, dintre care 124 au fost sesizate prin 112. De asemenea, polițiștii au surprins în flagrant delict 5 persoane, au constatat 39 de infracțiuni, au aplicat peste 1200 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 420.000 de lei și au confiscat bunuri în valoare de 4.250 de lei. Polițiștii locali au acordat și ei amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale. Cu ocazia mini-vacanței de 1 mai, pe raza orașului, în vederea asigurării ordinii și siguranței publice, solicitării circulației în zonele aglomerate, interzicerii comercializării diferitelor produse în locuri neautorizate și cu încălcarea prevederilor legale și prevenirii blocării traficului rutier prin parcarea autovehiculelor în locuri nepermise. În perioada 28-a 1-a 2018, polițiștii locale au aplicat sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale în valoare totală de aproximativ 3.000 lei. Cele mai multe abateri au fost sesizate de agenții care își desfășoară activitatea în domeniul circulației rutiere și ordinii publice. Totodată au fost verificate peste 100 de persoane pentru nerespectarea prevederilor din codul penal și au fost dispuse 4 măsuri preventive. Jurnalul a ajuns la final. Sunt Loredana Sava și ne revedem mâine la ora 18. Vă invit să urmăriți în continuare programele Gorj TV. Să aveți o seară liniștită, numai bine!